În fiecare an, la data de 1 octombrie, este sărbătorită Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Astfel, la invitația Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice din Mehedinți, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin, Marius Creciu, și cu prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, au luat parte la o festivitate dedicată acestei zile. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost marcată în avans în cadrul unui eveniment festiv organizat la Palatul Culturii Teodor Costescu. Alături de reprezentanții autorităților județene și locale au participat reprezentanți ai asociațiilor de pensionari din județ, precum și persoanele reprezentative vârstei a treia. În care anul 1 octombrie ziua este marcată Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, pentru promovarea drepturilor acestora, pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii. Organizația Națiunilor Unite a stabilit în cadrul sesiunii din februarie 1991 ca ziua de 1 octombrie să fie sărbătorită drept Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală ONU a adoptat prin rezoluția numărul 45106 Principiile Națiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine în anii câștigați. În România, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost sărbătorită pentru prima dată în 1998. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, înscrisă în calendar, drept o dată din 1 octombrie, nu trebuie să fie doar un act de celebrare, doar un omaj adus celor ajuns în această etapă a vieții, când sufletul se realizește numai cu amintiri, ci și un prilej de reflecție asupra condiției de pensionare, de a face mai larg și mai bine cunoscute problemele reale, multe, foarte grele, pe care le-au rezolvat au depusit din toată țara. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, ne-a reamintit importanța vârstnicilor în viețile noastre, dar și în societate, deoarece experiența și priceperea este căpătată de la seniori. Acesta depune toate eforturile pentru ca vârstnicii din județul nostru să aibă toate condițiile unui trai decent, să beneficieze de localități moderne și asfaltate, dar și unități spitalicești la standarde europene. Sunteți oamenii care ați avut o largă contribuție din punct de vedere social la viața municipiului Drobeta Turnu-Severin și a județului Mehedinți. Pe de o parte, prin prisma activității profesionale pe care ați desfășurat-o, iar pe de altă parte, pentru faptul că ați crescut copiii și nepoții care astăzi sunt în câmpul muncii. Personal, vă adresez toate gândurile de sănătate și vă asigur de tot respectul și admirația mea. Avem nevoie de pildele dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât, acolo unde noi, cei mai tineri, oscilăm în alegerea soluției unei probleme, dumneavoastră oferiți cu fermitate și asumare. Așa cum spuneam anterior, aveți cu toții o bogată experiență profesională și de viață și avem nevoie, în continuare, ca domniile voastre să aibă un rol activ în societate, în comunitate. La rândul nostru, noi, autoritățile, avem datoria de a crea condițiile favorabile îmbătrânirii active și asigurarea unui mod de viață autonom, prin asigurarea pensiilor, menținerea lucrătorilor vârstnici pe piața muncii, acordarea unor servicii medicale, de îngrijire și asistență socială, echitabile și de calitate. Datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, toate unitățile medicale din județul nostru se află într-un amplu proces de reabilitare, dotare și modernizare. În acest context, sunt deja cunoscute investițiile Consiliului Județean Mehedinți în sistemul de sănătate din județ. Reabilităm și modernizăm clădirea Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu-Severin, secțiile exterioare, reabilităm clădirea fostului spital din Vânjumare, a fostului spital de la Stehaia, am reabilitat policlinica și susținem primăria orașului pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a fostului spital din Stehaia, pentru că acolo se reia actul medical pe mai multe specializări și în condiții foarte bune. Pe de altă parte, nu vreau să rămânem la ideea că vârstnicii sunt o datorie pentru noi. De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, vreau să transmit de aici, din mijlocul dumneavoastră, un mesaj tinerilor. Vârstnicii sunt bucurie și mândrie și sunt o fericire pentru cei care îi mai au. Ceilalți, în rândul cărora, cu tristețe profundă am intrat și eu, pe curând, păstrăm doar în suflet și în gând ochii blajini care ne-au vegheat copilăria și focea caldă, încărcată de iubire a bunicilor.
Și primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Marius Creciu, și-a exprimat respectul față de vârstnicii noștri. Edilul a contribuit semnificativ la creșterea nivelului de trai al acestora în orașul nostru și dorește, prin intermediul unui proiect ambițios, să le ofere un spațiu al lor, mai exact o casă a pensionarilor, unde vor putea avea ședințe, să se întâlnească, să socializeze sau să își petreacă timpul liber desfășurând diverse activități interactive. La nivel de primărie pregătim un proiect pe fonduri europene. Nu știu dacă va trece, dar oricum l-am luat în calcul undeva și pe banii primăriei pentru un loc al dumneavoastră. Un fel de casă a pensionarului unde să aveți o sală de ședințe, să aveți săli unde să jucați o tablă, să jucați o carte, să vă întâlniți, să puteți socializa, colabora. Ne lipsește la nivel de municipiu o astfel de clădire și primăria este pregătită, dispusă să investească în această zonă. Mai sunt și în alte părți, în alte orașe ale României, nu este ceva nou, dar a venit și perioada în care să ne ocupăm și de acest lucru, adică e un lucru bun pentru noastră. Sunt foarte mulți, să zic așa, pensionari tineri, oameni din structurile militare cu foarte multă responsabilitate de-a lungul vieții, care încă mai pot contribui la bunăstarea societății. Eu zic să țineți mai aproape de noi, de Partidul Social Democrat, fac și puțină politică, pentru că am fost totdeauna alături de pensionare, am venit cu soluții pentru oameni în vârstă și este păcat să nu facem echipă, da, și să vă spuneți în societate băsurile, să puteți să aveți un cuvânt de spus în tot ceea ce privește societatea în care trăim, atât la nivel guvernamental, cât și la nivel local. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a scos în evidență realizările acestei categorii de vârstă, cu oameni care au trăit chiar și vremuri grele, dar pe care le-au depășit și au construit lucruri ce nu pot fi șterse. În încheiere, acesta a urat sănătate și la mulți ani tuturor persoanelor vârstnice. Mă bucur și sunt onorat să mă aflu în prezența dumneavoastră, pentru faptul că an de an faceți eforturi deosebite datorită unor oameni cu multă energie și mult suflet de a organiza aceste evenimente. Nu este ușor, dar reușiți de fiecare dată și o faceți bine. Doresc să scot în evidență importanța organizației dumneavoastră și implicit activitatea pe care o desfășurați, pentru că dumneavoastră ați făcut multe lucruri bune în viață, ați avut multe realizări profesionale, familiale, în mediul public, în mediul social. Cum se spune, nu ați trecut degeaba prin viață, în urma dumneavoastră au rămas lucruri profunde. Sigur că v-ați confruntat și cu situații dificile, ați trăit vremuri și mai grele. Unii dintre dumneavoastră ați prins chiar războiul, ați prins multe tensiuni sociale, politice, schimbări de guverne, ați prins condiții grele de trai și lucruri bune pe care dumneavoastră le-ați făurit, indiferent de ce regim politic a fost la putere, dumneavoastră a stat la baza acestor realizări care sunt în istorie și nu va putea să le șteargă nimeni. Asociația Cadrelor Militare în rezervă și retragere din cadrul afacerilor interne a transmis de asemenea un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. De 1 octombrie ale fiecărui an ne aplecăm cu respect în fața cetățenilor noștri vârstnici pentru contribuția însemnată pe care ei au adus-o de-a lungul anilor la dezvoltarea societății românești și a țării noastre. Iată de ce preocupările noastre ale întregii societăți ar trebui să aibă drept scop îmbunătățirea standardului de viață al pensionarilor, iar societatea românească să devină o societate pentru toate vârstele. Este în tradiția poporului român de a-i cinsti și respecta pe cei împovărați de ani, dar și de tezaurul unei învățături neprețuite. Bătrânii noștri, trecuți prin vâltoarea vremurilor, ne ajută să înțelegem mai bine lumea și adevărurile vieții ei, fiind
izvor neprețuit de povețe și un veritabil îndreptar moral pentru urmași. Această frumoasă imagine a omului vârstnic aparține conștiinței noastre și ea va trebui preluată și de tânăra generație de astăzi, dăinuind ca un semn de noblețe pentru persoanele de vârsta a treia. Vârstnicii din județul nostru au parte de tot sprijinul autorităților locale și județene. Evenimentul s-a încheiat cu un moment folcloric oferit de ansamblul Danubius, profesor dirijor Marian Magheru.